Jandarmerița din Vatra acuzată de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte în urma unui incident petrecut pe 19 iulie 2019, soldat cu decesul unui bărbat, a fost achitată de magistrații Curții Militare de Apel București. Asta după ce Tribunalul Militar -a și a condamnat-o la 2 ani și 7 luni de închisoare cu suspendarea sub supraveghere. Femeia a fost acuzată că a participat defectuos la legitimarea și imobilizarea unei persoane. Femeia a fost acuzată că a participat defectuos la legitimarea și imobilizarea unei persoane în urma unei sesizări din partea unui tată care reclama o faptă de natură sexuală comisă față de o minoră de 13 ani. Jandarmerița a folosit la activitatea de imobilizare în mod nelegal un spray irritant lacrimogen personal și neautorizat, au susținut procurorii militari. După ce i-a pulverizat jetul de spray bărbatului de la o distanță foarte mică de 10-15 cm, victima și-a pierdut cunoștința, a intrat în comă profundă și a murit la spital.